stricat-o, vezi? Deci că am dovadă, să nu mai zică Penciu că am pus eu mâna. Ai stricat. Mai există varianta să fie stricat-o? Nu, să dă de la... Nu. Nu există, nu? Scoateți din priză și te băgați la loc? Da. Să-i dați un restart. Dați un restart. Faci și un intro aici? Bună dimineața, sunt rupt. Mergem la întâlnirea Land Cruiser 100 and Friends, ca să băgăm tot felul de dube și tot felul de amărâți, cum ar veni. Amărâți, a? Păi nu, nebunul, ai Toyota și tu. Păi Toyota. Pun un sticker acum. Pune. Spal, mă, frate, ai zis că... Ajuns la ceas, adică de la șmecheriști. De la dedeți umflat roțile tot nu mi-au, dar am ajuns la ceas. Că avem un parteneriat cu BF Goodrich, dar nu asta e important pentru ei. Și le spunem că aceste anvelope au peretele întărit și pe teren accidentat este foarte bine să lăsăm presiunea din ele pentru ca mașina să fie mai confortabilă. Am un câine în mașină care... Ce s-a întâmplat? Ce faci, mă? Păi, dacă pe stradă, să zicem, mergem cu 2,2, pe teren accidentat e bine să mergem undeva la 1,5. Sau 1,4, pot și 1,2, dar aici e o discuție care ține de lățimea jantelor. Dacă avem jante de 10 lățime și nu J, ar fi indicat să mergem 1,6. Dacă avem jante de 8 lățime și anvelopa e 12,5, ar fi bine să lăsăm la 1,4. Dar astea sunt discuțiile, discutăm la noi pe grupă Stax Trades, le discutăm pe, în comentarii, dacă sunt întrebări, pe Patreon, pe peste tot. Să mergem la distracție. Drumul la încălzirea scaune, auzi.
mască de oxigen. A, este între alea două pietroaie, da, da. Fix ăla e traseu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Te-ai dus, nu. Se vede între alea două pietroaie, nu? Hai că s-a dus bine. S-a dus țiplă. Nu înțeleg de ce a zis să stau după el. Hai să te mai adâncă, măi. Nu știu ce-i cu Toma, că el m-a lăsat să intru eu, că a zis, bă, lasă-mi pe mine, că na, tu copii... A, Toma a venit, mă! Da, 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 zi, lasă-mă să intru eu primul, dacă e nasol să nu... 10 oare? Da. A venit cu voi? Da, da, da. Și unde? Păi s-au dus înainte, eu cred că vreau să intre pe unde am intrat, zic, bă, mă, că se intră pe aici, elegant. Nu vrei să fac magia cu focul? Și s-ați bătut în somn? Magia cu focul. Am ajuns o parte, că o parte din mașini au ales varianta tabla buții, că au zis că au nevoie de, na, puțin de întindere al articulației, bă. Ne-am aranjat 80%, mâncăm, facem un foc mare, imens, uriaș și stăm la povești. Și după aia mai prezentăm o mașină. Să vă prezentăm mașinile. Așa arată un cafea? Da, n-avem bani de expresor. Uite-mă, așa arată un cafea. N-am, nici nu vreau, nu vreau să mai fac afirmații legate de cafea, că o să zică lumea, iar arogantul ăla, iar figurantul ăla, nu știu ce. Dar cafeaua ăla ibric, nu, pentru mine nu e cafea. Ca să închei acest subiect, decât s-a închis la căsuță, te-ai șmechirit. M-aș șmechirit, după 6 lei beau cafeaua, nu mai beau pe 2,50. Hai să vă arăt V8-ul, 200 lei V8. Da, a plecat V8-ul această dimineața, n-am mai apucat să-l prezint. Eu eram treaz la ora aia, bineînțeles, dar am zis, bă, n-are rost, aveam cearcă, ne fața, n-aveam fond de ten, pudră și se vedea urât. Uite, de exemplu, să mergem să vedeți Toyota 104.2 diesel, turbo diesel, cu punte pe față, rigidă, osie, cum s-ar zice, de patrol. Hai să vedem. Da, asta este mașina, este modificată în Spania. Ce se vede pe afară nu este atât de important pentru că nu sunt modificări de design, niște overfendere, jante cu anvelope pe 37, dar șmecheria e de desubt pentru că mașina asta vine cu brațe pe varianta de Toyota Land Cruiser 100, doar varianta de 105 vine cu punte rigidă pe față și avantajul punții rigizi pe față este că vă ajută mult mai tare în off-road și este, să zicem, puțin mai rezistentă decât partea de mașini cu brațe. Cele care au brațe pe față se spune că sunt mai confortabile în teren pentru că o roată poate să urce de 7 ori și cealaltă nu. În schimb, la punte, când roata din dreapta urcă, cealaltă coboară. Bun, trecând peste aceste detalii, de ce se caută Toyota Land Cruiser 100 să se modifice și să se pune punte rigidă pe față și nu se cumpără direct un 105? Pentru că, unul la mână, prețurile sunt foarte mari la 105
cer oamenii ca și cum ar fi de aur. Și doi la mână, interiorul de 100 este mult mai confortabil decât cel de 105. Mașina Toyota Land Cruiser 105 este o mașină gândită special pentru a merge pe drumuri grele și pentru a fi folosită utilitar. Și atunci nu are mochetă, nu are geamuri electrice, nu are multe lucruri de confort pe care le găsiți foarte ușor pe Toyota Land Cruiser 100. Mașina mai are și niște modificări la motor, o să vă ridic capota să vedeți, cu turbină schimbată, cu admisii, cu soft, ceea ce este foarte greu la Toyota Land Cruiser 100 sau 105, pentru că Toyota când a produs mașina asta a făcut un chip doar pentru ei. Adică nu există chipul. Adică, salut, vreau un chip să scriu și eu la Toyota asta. Nu există. Singura modificare se poate face cu piggyback care este de la Unichip. În sfârșit, nu intrăm în detalii de genul ăsta, că noi suntem la întâlnirea de 100, vorbim de o grămadă de lucruri. Și avem aici o cutie de filtru, făcută custom, cu traseu de admisie la intercooler, cu alt intercooler, cu altă turbină. Se aude foarte, foarte cool mașina, avem la ea și trage și foarte bine. Cred că dezvoltă undeva la, nu știu, 280 de cai, 300 probabil, dar se mișcă așa cum ar trebui, foarte înaltă, roți mari, 37, e ca și cum ai conduce un monstru. Foarte tare senzația. Modificările au durat cam un an și jumătate și au fost făcute în Spania. Mașina a fost trimisă acolo și venită înapoi acasă. Culmea e că mașina chiar funcționează după ce a venit din Spania, fără prea mari probleme. Mai ai nevoie de atâta power să învârți roțile pe 37? Dai seama, dacă faci off-road, dar, cum să spunem, majoritatea proprietarilor care își modifică mașinile, intră așa într-o cursă, să pun și aia, și aia, și aia, pentru că e o vorbă românească care zice, mai bine să ai decât să n-ai, mai că înțelegi? Păi dacă intram eu aici cu 33 și rămâneam pe burtă, nu mai bine aveam eu 37, nu mai bine, mai bine aveam eu niște putere și așa mai departe, doar că mașina asta nu merge nici în concursuri de off-road, nu merge nicăieri. Este o mașină făcută după gusturile omului, mai mult decât poate el să folosească sau o va folosi, doar că arată tare și eu dacă aș avea bani aș vrea să am și 37 și la filtru și la turbină, adică de ce nu, dacă se poate. Nu este util sau nu are o utilitate chestia asta, da? Na, nu trebuie să aibă toate lucrurile utilitate. Cum și eu am 35 ori pe mașină doar pentru că îmi place cum arată, nu pentru că wow, merg eu la super off-road. Oricum, roțile mari conferă un avantaj. Mașina se ridică foarte mult din anvelope. Și atunci o anvelopă mare, de exemplu eu cu 35, pot să trec prin anumite locuri unde 33 ori atinge. Ar rămâne suspendat, ar face o mică diferență. Gata, m-am filmat și Lexus, n-ai zis nimic de el. A, n-am zis eu de Lexus? E zici? La fel ca Toyota, doar că e Lexus 47 V8. Benzină cu gaz? Fără gaz? Benzină cu gaz. Bă, ce că 200 de la, era cu tot V8 benzină. V8 benzină, gaz. Da, fără gaz, știu. Păi că dai 200, mă, frate. Că dai 200, nu mai pui gaz. Consum 16 și, ia consuma 16 și era uimit că am ce îi lua 22. Îi lua 22 că el mergea mai repede. Dacă mergi după mine, mersul meu încet, că și eu cred că am 22 consum așa pe gaz cu tot cu remorcă, că merg foarte încet cu mașina. Și merg încet pentru că, fiind ansamblu cu remorcă și cu așa, e mai greu cu frânarea, știi, la camioanele astea. Așa că mai bine, mai încet, că na, e mai ce bine așa. Ce asta din spate? Iar cu gazul? Ce e, un crocodil. Ce e asta, un crocodil? E o alternativă foarte mișto din punctul meu de vedere, adică... Dar mult mai mare decât Toyota. E mai mare asta decât Toyota, da. Da. Aia e mare asta. E... Asta e ucigașul de mare, da. Mare, dar are roți mici, din lateral nu. Nici nu filmez. Vomit? Nu, te rog. Da, iar cu gazul, păi cu gazul acum toată lumea mă întreabă că merg la pompă. Dom'le, cât consumă? Și le zic că nu știu cât consumă, doar că din punctul meu de vedere, marele avantaj al gazului în momentul de față este că reușește să scoată un consum foarte apropiat de benzină. Și atunci, nu mai e ca pe vremuri când aveai, dublai consumul și zici că nu era șmecherie, acum mergi cu 4 lei pe litru. Ceea ce e bine, 23% consum cu 4 la jumătate lei, de preț, la jumătate de preț. Plus că îți crește și norma de poluare, adică poluezi mai puțin, asta dacă vrei tu așa să fii super ecologist și îți pasă de mediu, nu de buzunarul tău. Deci e super avantajos. N-ai de ce să nu vrei gaz. A, domne, nu strică motorul. Ce să strice, bă, care 500 de mici să mai strice?
Da, ziua 2 sau dimineața 2 sau cum din cu acestei luni. Hai să vedem că avem e Nicu. Ce pijama e Nicu? Neața. Bei din sticlă? Da, mi-am făcut o cafeaua. Repede. Repede o cafea că n-am aveam cană. Foarte bun. Am băut și eu espressor tot de la Lup, bogat. La Lup. O mișto. Le-am arătat la oameni cum se arată cafeaua, ca în fiecare dimineață. Da, din nou? Da. Nu, no, mă, de unde să știe, mă? E beau zamă lungă. De unde să știe, dacă nu știe, dacă nu știe. Ești îmbrăcat în partea aia, ești bine. În partea de jos? Da. Mă sperie întrebarea, mă. Hai la bucătărie. Pe aici, s-a făcut curat? Până? Da. S-a prinde lumina, să avem... Ce face aici, mă? Ce avem noi aici? Cum s-ar... Omletă cu tot ce găsim, ce-a mai rămas de ieri. Păi stai mă că mai am eu lucruri, șuncă, cașcaval, brânză, ce vrei, salam, vrei să aduc? Avem aici, să le arunc pe tot într-o tigaie. Eu, bilandalul ăsta. Da, ăsta cu floranul e al tău? Da. E cadou, l-am primit cadou. L-ai primit cadou, mă? E mișto? Ți-e util, nu? L-ai ratat, l-ai ratat. Ce, era pe cameră, mă vedea lumea. Violența împotriva animalelor. Dă-i tău tare, nu-i mai bine. Mamelor din lume întreagă. Hai, tu, ne dai mușc nouă ceva? Ne dai și nouă ceva, un contract? Ne dai și nouă un contract la Tele7 ABC? Hai cum mai era ușa, hai să-i... Mamelor din lume... Eu o parte. Mamelor... Uite mă, ce are aici, au hoar. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cu alunicul, cine să trăiască, mulți ani trăiască. Ce mă-i Sfântul Nicolae azi? Ce aveți, mă, mică? Da, mă. Luați asta de aici. Ia uite, luați asta de aici, că nu e a mea. După ce a golit-o... Păstrez sticla, că eu pun pe recamier. Sunt ca aia, aveam și robot în leme. Băi, da, ce vedeți aici este ultima variantă de film, îmbunătățită cu alte variante de deschidere, cu alte trepte. Mai bine facem dincolo, că aici e... Facem dincolo? Da, facem dincolo acel video. La Cabral? Da. E acea variantă, doar că e galbenă. Așa i-a plăcut lui, el e... Ești îmbrăcat în partea de jos? El e foarte colorat, e foarte colorat în viața lui. Cartal știe, el știe mai mult. Cum e un Cabral în viața reală? Fix cum e și pe fix cum e și la televizor, așa am zis eu. Deci un actor, deci un actor foarte, foarte slab, adică nu poate să joace nimic. Poate să se joace pe el. Da, mă, uite că se vede bine de aici. Dar mustața, să știi că face ravagii, eu îți spun. Cine? Mustața. Băi, ți-am zis. Eu v-am zis de săptămâna trecută să faci ceva, să lași barba aia, că mustața asta nu poți să mergi pe stradă. Ești mustața și cu ăla, cu musca aia acolo. Îți poți să ții niște ochelari de aia cu ramă aurie mari. Și să scrie DNG mare pe lateral. Formă, cu lentile în formă de inimă. Dacă voi aveți impresia că eu iau sfaturi de stil de la patru distruși, Stai, n-am zis nimic. Stai un pic, te un pic la mine. Ia mă, dai și tu sfatul de stil că să fie și al cincilea. Da, și cum spuneam, noi testăm aceste rulote de 4 ani de zile și am tot descoperit lucruri care nu sunt ok, ușa nu se închide perfect, dacă e așa, modificăm treapta de la scară, ar fi bine să mai fie rabatabilă și să fie fixă, luminile și tot felul de lucruri. Aici aveți ultima variantă de film migrator pe galben. Cabral este un colorat în viața lui, dar ce vreau să vedeți este că se poate pune și cort deasupra cu încălzirea din rulotă, cu fire trase din rulotă, deci avem și curent în cort și așa pot dormi 4 persoane adulte super lejer. Dacă mai dorm și în mașină încă 2, deci 6, treabă bună de mers la camping. Ca și variantă de dormit cu rulotă, noi n-am găsit ceva mai bun și mai convenabil raport calitate-preț. Dacă știți dumneavoastră, vă așteptăm în comentarii să discutăm despre ce oferă, cum oferă, cât curent, ce rezervor de apă și așa mai departe. Ce opțiuni există? Da, hai să mâncăm. Asta vroiam. Ia du-te, mă, cu ventilația. Stai un pic, Paula, du muzicuța. Du muzicuța, du. Dă-mi muzicuța. Dă-mi încoace, cânt eu la muzicuța. Ia, dă-l ăsta să sufle muzicuță. Ia, mă. Om orchestră. Să vedem, om orchestră. Că el știe la... Da. Pleacă din late, rog. Ia din late. Nu falseze mâță. Ia, uite. Ia, uite. Ia, uite. Lasă, mă, mă. Îl pierd. Dă-mi intrarea. Ia, lasă-mă tot mai jos, mă. A luat o notă greșită. Muță.
Ia, ia, ia. Mâță. Hai, ia, așa, hai, ia. Mâță. Hai că poți, hai că poți. Ia, ia-o pe asta. Ia. Se ghică în față la omletă pentru că dai pe... Stai, mă, să fie cinematic, așa e. Auzi, dar îmi pui un tud... Nu, cum îl cheamă pe ăla cu naiul? Mâță, te aștept. Acesta a fost materialul, sper că v-a plăcut. Încă o experiență de camping unde am aflat că dacă umplem o sticlă cu apă până în gât și nu are aer deloc, putem să o punem pe foc ca să se încălzească. Sticla nu se sparge. Și mulțumim BF Goodrich pentru parteneriat și pentru că ne susțin în aventurile noastre din natură. România, momentan. Share, like și subscribe. Poate facem 100.000. Crezi că se uită cineva până aici? Nu, nu se uită nimeni. Pot să-mi dau pantalonii jos. Dar nu mi-e. E de mă!